Evident că nu mă aștept să fie atacată la Curtea Constituțională de PNL sau PSD, pentru că e rezultatul unui blat, dar este neconstituțională din cel puțin trei aspecte care nu au legătură cu fondul legii. Primul rând, faptul că guvernul nu a obținut un aviz de la Comitetul Economic Social înainte de a trimite legea în Parlament. De nenumărate ori, Curtea Constituțională a spus ferm că lipsa avizului înseamnă că legea e neconstituțională. În al doilea rând, se încalcă principiul bicameralismului. Domnul senator Cazanciuc a declarat, și am și verificat lucrul ăsta, între textul primit de la Camera Deputaților și textul primit de la rezultat la Senat după dezbatere, există diferențe majore. Dânsul a apreciat peste 90%, ori asta înseamnă că soluțiile legislative adoptate nu au fost discutate în ambele camere ale Parlamentului, motiv de neconstituționalitate. Și în al treilea rând, este foarte clar că între ordonanța de urgență promovată, între proiectul promovat de guvern și proiectul rezultat din Parlament, există diferențe majore. Pe fondul legii, vă rog să remarcați faptul că reținerea unei persoane în spital pe timp de 48 de ore în scopul efectuării de investigații și evaluări medicale este o măsură sui generis care iese din tiparul stabilit în sistemul legal național. Cred că este neconstituțional să lipsești o persoană de libertate 48 de ore fără să existe o motivație temeinică a unei asemenea măsuri. Doar pentru simplu fapt că, de exemplu, vine dintr-o zonă în care există o creștere a numărului de cazuri de îmbolnăviri de COVID. În al doilea rând, dreptul de a contesta în justiție măsura privativă de libertate nu este efectiv, atâta vreme cât în lege nu sunt reglementate modalitățile și legile necesare pentru ca o persoană aflată într-un spațiu de carantinare sau izolare să poată sesiza instanța. Dacă veți citi legea, se vorbește la un moment dat că inclusiv poate să ți se ridice telefoanele, deci mijloacele de comunicare. Atunci, cum să-ți exerciți dreptul de acces la justiție în condițiile în care nu ai posibilitatea să consulți un avocat, nu ai posibilitatea nici măcar să-l contactezi telefonic și cum ai putea să-ți aperi drepturile în condițiile în care tu nu poți să fii prezent în instanță și în ultimă sau ca ultimă soluție, legea prevede că vei avea avocat angajat din oficiu. Mergeți, vă rog, la procedura penală și veți vedea că orice infractor, da, care a săvârșit o faptă prevăzută de lege, are dreptul fundamental la apărare. Când vorbim de oameni bolnavi, nu vorbim de infractori ca să-i tratăm mai rău decât pe infractorii care au săvârșit infracțiuni deosebit de grave. De asemenea, este de observat că prin modul în care a fost reglementat dreptul Ministrului Sănătății de a stabili prin ordine modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute de această lege, practic s-a dat libertatea unui ministru ca să restrângă drepturi și libertăți fundamentale printr-un act inferior legii, ceea ce încalcă dispozițiile articolului 53 din Constituția României. Tot un lucru care este de condamnat la această lege este faptul că durata măsurii carantinei sau izolării, ca măsuri privative de libertate, pentru că asta sunt, nu este reglementată, ceea ce dă posibilitatea unui funcționar administrativ să decidă, fără niciun criteriu obiectiv, o durată mai mare sau mai mică de carantinare, ceea ce evident încalcă legea. În penal există de la latin o regulă care spune așa, că nulla peona sine lege. Nu există pedeapsă dacă nu e prevăzută de lege. Deci iată că în penal știm cât e durata închisorii, știm cât este cuantumul amenzii, știm care sunt consecințele încălcării legii penale, dar pentru bolnavii sau presupușii bolnavi, pentru că sunt și cei care nu au niciun fel de simptome, nu există la acest moment o durată prevăzută de lege. Îmi face plăcere să vă prezint asta.